Ce-a iubit el? De ce râzi? Drag, am scris o glumă nouă, nemaipomenită. Ce glumă? E grozavă. Vrei să asculți? Da. Te rog, ia un loc. Dacă vrei, vreau să-ți o interpretez chiar un moment. Un moment. Da. Gata, gongul, vă rog? Da. Unul zice, n-am putut veni la ședință și vreau să știu dacă a vorbit și Pandele. A vorbit, răspunse celălalt. Mult? O oră întreagă. Despre ce a vorbit? Asta nu ne-a spus nici el. Hai că-i bună! Da, auzi, asta e din capul tău? Da, de aici, da. Eu cred că e de aici, de din unde? Ziar. Uite, citește gluma zilei. Aoleu, unde? Aici? Da, mă mir că nici n-am citit ziarul astăzi. N-am citit, dar... Dar asta ce? La Teatrul Nou de pe Strada Mare se pregătește spectacol inaugural la care au fost invitați să participe cei mai cunoscuți actori de comedie. De ce ne zmiară? Mi-ară, de ce nu mi-ai spus că am fost invitat? Îți spun, dar nu te superi? Nu, spune. Pentru că nu te-au invitat. Pe mine? Pe tine. Pe mine, care am gluma asta nemaipomenită cu Pandele? Ei, dar ce cred dumneavoastră, că mă căciulesc în fața lor să mă invit în genunchi și nu mă duc? Nu mă duc, în genunchi, nu mă duc, cereți, nu mă duc și gata. Tovarășul regizor. Da, da, dragă. Tovarășul regizor, vă salut. Salut, salut. Eu ce fac? Dar ce știi să faci? Eu am făcut multe. Am fost și cascador la Buftea. Da? Și acolo ce făceai? Acolo îl băteam pe unul. Foarte bine, ai picat la țanc. Bate-l și pe ăsta.